Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Astre și Destin. Ca de obicei, vă prezentăm predicții astrale pentru perioada imediat următoare și ne ocupăm astăzi de intervalul 5-12 noiembrie. Așa, ca un spirit de glumă, să înviorăm puțin atmosfera zilei de astăzi, vă anunț mai în glumă, mai în serios, că a apărut o nouă boală, împrăștioza, care nu te lasă să te concentrezi la servici. Vă prezint din nou pentru cei care n-ați apucat săptămânile trecute, numărul 111 al revistei Cosmos, din care puteți culege, puteți să vedeți în cuprinsul ei două pagini cu toate emisiunile postului 6 TV, emisiunile voastre preferate, astfel încât să nu le pierdeți. Dacă le pierdeți sau nu le puteți vedea în direct, veți avea orarul reluării la fiecare dintre ele, așa încât nu o să aveți niciun fel de problemă. Le puteți găsi și pe paginile de Facebook ale postului, ale emisiunilor, fiecare în parte, și de asemenea le puteți găsi și pe YouTube. Bineînțeles, după ce le sunt difuzate. Să căutați revista la chioșcuri, la magazinele de specialitate de desfacere a presiei din hipermarketuri, pentru că deja suntem la începutul lui noiembrie, revista a apărut de vreo 10 zile și este bine să mergeți să căutați, că începe să se începe să se epuizeze încet, încet, și e păcat să pierdeți orarul atâtor emisiuni și mai ales articole foarte interesante pe care le puteți citi pentru evoluția voastră. Și ne-am gândit noi, redacția, să venim în întâmpinarea voastră, pentru că, apropo, că este și o emisiune de astrologie asta de astăzi, cu niște seriale despre astrologia lunară, despre nodurile lunare, semnificațiile lor din perspectiva karmică și a evoluției spirituale, altfel decât știți că se prezintă în cărți, pentru ca să puteți să extrageți de acolo toată informația necesară, mai ales că vă anunț de pe acum, noi primim și mesaje celeste din alte dimensiuni. Pregătiți-vă că în curând o să înceapă un interval în care va fi ceva mai greu decât până acum și este foarte important, de exemplu, să urmăriți săptămână de săptămână predicțiile noastre pe care le facem pentru fiecare zodie în parte, astfel încât să puteți să preîntâmpinați mai ușor aceste denivelări ale destinului, exact ca o mașină care merge pe hârtoape și tot timpul se zdruncină. Și ca să intrăm în contextul astral al perioadei analizate, 5-12 noiembrie, să spunem că avem chiar patru momente importante de-a lungul acestui interval analizat. Primul este în ziua de 5 noiembrie, deci sâmbătă, în weekend, când Luna tranzitează semnul Capricornului și face o conjuncție foarte interesantă cu Pluton, însă de cu seară, vineri, deci mâine seară, 4, iese din quadratura cu Jupiter aflat pe balanță și intră în conjuncția cu Pluton, iar în ziua de 6 intră în conjuncție cu Marte, care se află la ultimele 3 grade pe Capricorn. Deci o să fie un weekend destul de activ, puțin turbulent, dar oarecum puțin auster din perspectiva modului în care fiecare își exprimă punctul de vedere, își manifestă atitudinea, pentru că o să constatați, veți primi tot felul de vești contradictorii care o să vă stârnească să, pe mulți dintre voi, să aveți o atitudine oarecum impulsivă sau din contră dominatoare, de tip impunător, impuneți cuiva ceva, un punct de vedere, o chestiune personală sau o cerință stringentă, o puneți în fața cuiva și nu prea o să-i mai dați, cum este vorba românească, nu o să mai fie loc de întors. Sau, din contră, alții vă vor
pune pe voi în situația menționată, astfel încât weekendul care vine va trebui să-l gestionați foarte, foarte interesant. O să trecem imediat la derularea zodiilor și mai avem trei momente în 7 noiembrie, când luna face o quadratură cu tripleta Soare, Lună Neagră și Mercur de pe Scorpion, deci iarăși comunicarea la început de săptămână și atitudinea pe latura de personalitate vor fi foarte zgândărite, pentru că luna pe Vărsător, tranzitând acest semn de aer, vine cu o tendință oarecum nu neapărat anarhică, dar extravagantă de libertate, și tripleta de pe Scorpion vine și impune niște restricții, niște schimbări, mai mult sau mai puțin forțate, astfel încât mulți s-ar putea să afle ceva neașteptat despre ei, că spun alții despre ei, sau pot să ia la cunoștință despre niște chestiuni la care nu se așteaptă despre unii colegi sau despre persoane cu funcții importante, și este de asemenea important să începeți săptămâna fără sincope sau tulburări prea mari. Deci atenție la început de săptămână. Apoi avem în data de 9, miercuri, o conjuncție foarte importantă pe semnul peștilor, unde luna va ajunge în această zi de 9 noiembrie și va face o conjuncție cu Neptun, care este retrograd pe nodul sud, deci toată lumea va trăi în plan personal, în mod preponderent, chestiuni de ordin karmic cu scadență obligatorie, că o să fie de bani o problemă, că o să fie de atitudine sau de personalitate, sau restricții care să impună niște limitări, niște restrângeri cauzate de circumstanțele mediului. Oricum veți vedea fiecare prin ceea ce veți trece ce va fi. Și un al treilea moment în ziua de 11 noiembrie, deci vinerea viitoare, când luna, intrând în Berbec, va realiza pe rând o quadratură cu Venus, care va părăsi Săgetătorul, după care va realiza o quadratură cu Pluton în Capricorn, și este foarte important, prin opoziția la Jupiter spre seara zilei respective, după amiaza zilei de 11 mai exact, când începe weekendul, în mediul relațional partenerial s-ar putea produce niște blocaje, niște întârzieri, niște amânări, fiind vorba în primul rând înainte de alte chestii, de bani lichizi. Deci pregătiți-vă mai bine în săptămâna care vine să vă faceți niște rezerve de bani lichizi, ca să nu vă prindă weekendul următor pe picior greșit și să vă treziți cu probleme care mai de care mai dificil de rezolvat din punctul ăsta de vedere. Și acum să trecem la derularea zodiilor, a previziunilor, începând ca de obicei cu Berbecul. Cam agitat și dificil weekend pentru nativi, îndeosebit pentru cei tineri, deoarece constată că au de luat niște decizii în urma unor discuții telefonice legate de chestiuni care sunt planificate la serviciu. Astfel că în ziua de 5 noiembrie, berbecii traversează un pasaj de câteva ore, strict de câteva ore, dar s-ar putea să fie destul de intens, în care pot resimți la propriu ce înseamnă să ai informația, dar să nu te poți decide sau să nu poți acționa în niciun fel. În ceea ce privește sistemul relațional, chiar de la începutul săptămânii, s-ar putea confrunta cu aspecte motivante, dar și provocatoare, intrigante totodată. Unii s-ar putea să pice și în astfel de conjuncturi, ce ar putea veni dinspre anturajul socioprofesional. De altfel, aceste provocări pot conține în ele intenții și atitudini de forțare a nativilor de a schimba sau de a rupe unele legături relaționale, dar pe de altă parte, berbecii cei tineri până în 40 de ani, nu numai ei, dar îndeosebi cei tineri până în 40 de ani, au și posibilitatea de a-și atrage noi relații necesare pentru anumite chestiuni de ordin profesional. În relația cu șefii este foarte importantă comunicarea în această zi de 5 noiembrie, mai ales pe partea de interacțiune a personalității cu ceilalți.
Unii pot înainta un divorț în ziua de 5, alții pot primi aprobarea pentru un act important, necesar, știu eu, profesiei sau pentru un contract la bancă, de exemplu, pentru un dosar, alții pot chiar să primească niște bani. Ziua de 9 noiembrie este de asemenea una foarte importantă pentru berbeci, deoarece este posibil să li se solicite implicarea într-un proiect, într-o afacere, într-o activitate unde experiența lor acumulată până acum este necesară în ideea de a veni și a pune umărul, cum se spune, pentru a impulsiona, a eficientiza organizarea de la locul unde ei își desfășoară activitatea. Totuși este indicat să-și focalizeze atenția pe scheme verificate de lucru ale lor, strict ale lor, nu ale celorlalți, pentru a obține rezultatul așteptat. Iar în intervalul 10-11 noiembrie, atenția la capitalul de imagine în plan profesional, în ceea ce privește deciziile și inițiativele pe fondul implicării în diverse activități care le solicită experiența. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 10 noiembrie, zile bune, 6, 8, 9 și 11. Pot fi ceva afecțiuni pe zona renală, hepatică și în zona aparatului excretor în 5 noiembrie. Atenție și la etajul cardiocirculator în ziua de 7 noiembrie și la zona lombară în 11 noiembrie. Taur. Unii nativi se pot deplasa către rude aflate la țară în weekendul următor, alții s-ar putea să cheltuie ceva bani pentru redecorarea locuinței sau pentru ceva reparații sau schimbări de mobilier sau aparatură de uz casnic. Pe de altă parte, sau în altă ordine de idei, alții s-ar putea să câștige ceva bani la jocurile de noroc, bineînțeles dacă își încearcă norocul. Toate acestea se pot petrece în ziua de 5 noiembrie, iar cei care pleacă la drum sunt atenționați în actualul context astral în privința eventualelor incidente rutiere, dar și a unor eventuale defecțiuni ale unor aparate casnice sau chiar a motorului mașinii, de exemplu. Poate fi o pană, li se strică ceva la motor și defecțiunea nu le permite să realizeze deplasarea pe care și-au propus-o. Pentru nativi, săptămâna ce urmează debutează în ziua de 7 noiembrie cu situații provocatoare, dificile, schimbătoare, dar și motivante atât în ceea ce privește relaționarea în mediul socioprofesional, cât și în mediul partenerial, mai ales dacă sunt tauri care au afaceri, unde ei s-ar putea să se confrunte cu atitudini, discuții, situații încărcate de aspecte complicate și destul de greu de gestionat din punct de vedere al modului în care își pot achita sarcinile profesionale asumate. Și asta este valabil indiferent de domeniul de activitate și de poziția socială pe care o au, atât în cadrul privat cât și în cel instituțional, dar mai ales dacă au ei înșiși o poziție importantă în cadrul unui grup sau a unei ierarhii profesionale. Este necesar să acorde atenția acelor detalii mai puțin înțelese pentru a putea gestiona eficient situația, altfel s-ar putea confrunta cu sincope în rezolvarea lucrurilor pe partea de comunicare. Ziua de 9 noiembrie le aducem prin plan chestiuni de ordin karmic și cu posibile restricții necesitatea de reorganizare pe latura sistemului relațional. Își triază unele relații care unele mai sunt, nu mai sunt bune, altele pot să le mai fie de folos. Vor observa că oricum se întâmplă în prim plan chestiuni de ordin personal ce țin de propriile idealuri propuse și de discuțiile sau relațiile cu colegii, cu șefii sau cu persoane importante, dacă unii nativi sunt angrenați în diferite ierarhii, grupuri sau organizații care au prin activitatea lor conexiuni cu instituții oficiale. Ei pot rezolva în ziua de 9 acte, dosare, obțin aprobări, rezolvă contracte. Unii care sunt într-o astfel de situație, de exemplu, pot finaliza un divorț sau reușesc să dea de capăt unei stări de lucruri anacronice. Iar în intervalul 10-11 noiembrie să fie atenți la bani și la obiectivele ce trebuie realizate pentru această zi. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7, 10 și 11 noiembrie, zile bune, 6, 8 și 9.
Pentru ei se mențin atenționările în privința zonei renale, digestive și aparatului excretor în ziua de 5. Pot să resimtă ceva simptome și la nivel cardiocirculator în ziua de 7. De asemenea, să fie atenți și la zona lombară și la cea circulatorie în ziua de 9 noiembrie. Gemeni. Nativii pot găsi oportunități de recreere în weekend, cu mențiunea că pentru asta ar fi necesară o restrângere a micilor cheltuieli în ziua de 5 noiembrie, tocmai pentru a putea beneficia de acele circumstanțe de care vor să se bucure din plin, împreună cu prietenii sau cu partenerul de cuplu, după caz, evident. Totuși este important să acorde atenție detaliilor și știm că pentru gemeni să se ocupe de detalii nu este un lucru greu de realizat, dar depinde de multitudinea acestor detalii. Deci e important să acorde atenție detaliilor în privința unei situații bizare, deci atenție gemeni, trebuie să acordați atenție la unele detalii în privința unei situații care comportă un grad crescut de bizarerie sau cu iz de intrigă și care le-ar putea aduce o ruptură sau cel puțin o schimbare de atitudine de 180 de grade față de unii prieteni. S-ar putea să întâmple ceva la care ei nu se așteptau. Pentru acei nativi aflați deja într-o relație, fie ea și una nouă, există riscul unei sincope dacă gemenii nu sunt atenți la propria atitudine, poate prea posesivă, din dorința de a gestiona relația ca stabilitate și de a o menține pe un făgaș așa cum își doresc ei. Săptămâna le aduce chiar din ziua de 7 noiembrie oportunități legate de mediul de afaceri, pentru cei care sunt implicați în așa ceva evident, legate și de activități diverse, proiecte, activități comerciale, o mai eficientă organizare și gestionare a bazelor de date, dar în același timp și provocări și ceva dificultăți referitoare la relațiile cu colegii sau cu șefii la locul de muncă sau cu persoane și foruri importante, depinde de poziția lor socială și de specificul activității, și este important să fii atenți la modalitatea în care comunică pentru a-și păstra cât de cât intacte sau, dacă se poate, integral intacte punțile relaționale din punct de vedere al imaginii lor față de cei din jur. Pe de altă parte, este posibil ca la locul de muncă să survină niște schimbări care să le dea de gândit gemenilor, că ar fi cam timpul să adopte o altă strategie în atitudine, ca să se poată descurca printre meandrele zilnice ale activității. În intervalul 10-11 noiembrie, ei trebuie să fie atenți de asemenea la modul în care interacționează cu asociații, cu colaboratorii din punct de vedere profesional, fiind în joc propriul capital de imagine, dar și poziția socială din perspectiva unor sarcini primite și care trebuie asumate spre finalizare mai serios decât de obicei. Și pe partea domeniului relațional, o parte de confruntări de atitudine cu unii prieteni, apropo de ce spuneam mai înainte. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7, 10 și 11 noiembrie și zile bune, 6 și 8 noiembrie. Pot să aibă pe partea de sănătate ceva probleme în zona digestivă și aparatul excretor în ziua de 5 noiembrie. De asemenea, să fie atenți și la etajul cardiocirculator și pulmonar în 7 noiembrie, deci pot să aibă niște tulburări respiratorii și atenție de asemenea și la zona imunitară, mai ales că vine treptat, încet, încet vremea rece, deci atenție și la zona imunitară în ziua de 11 noiembrie. Rac. Și pentru acești nativi, weekendul, îndeosebi ziua de 5 noiembrie, s-ar putea să prezinte aspecte destul de dificile din punct de vedere pecuniar, în sensul că s-ar putea să cheltuie ceva mai mulți bani decât au prevăzut, fie pentru distracția cu unele rude mai tinere, fie pentru anumite plăceri mondene împreună cu niște prieteni. Desigur că mai poate fi vorba și despre chestiuni obscure în toate aceste aspecte, adică mai puțin cunoscute de către nativ, dar spre care ei se avântă din dorința de a se destinde și ei trebuie să fie atenți să nu depășească o limită anume în accesul la aceste moduri de recreere, tocmai pentru a nu se trezi, evident, cu buzunarul cam gol. În ziua de 7 noiembrie, la începutul săptămânii următoare, nativii se pot confrunta cu două feluri de situații.
Prima poate avea legătură cu modul în care ei discută și relaționează în raport cu colegii, cu șefii, cu prietenii, cu rudele, fiind posibilă o circumstanță ce ar aduce schimbări forțate și efecte cu, forțate și nedorite cu efecte asupra poziției sociale, de asemenea și cu riscuri de rupturi relaționale sau cu litigi de interese. Cea de-a doua se referă la activitatea socioprofesională, existând posibilități de a obține recompense sau modificarea unor chestiuni organizatorice, astfel încât racii să-și atragă ceva resurse pecuniare, poate o recompensă, poate o primă, poate, știu eu, un câștig dintr-o activitate part-time, extra-profesională, sau un plus de capital de imagine, precum și relații folositoare pentru anumite obiective personale, pe care ei intenționează să și le îndeplinească mai târziu. În plus, este necesar să fie încă atenți pe partea decizională, de acțiune, de inițiativă, îndeosebi în privința mediului relațional partenerial, să nu se grăbească să acționeze fără a avea toate informațiile necesare referitor la ceea ce trebuie realizat în activitatea pe care o prestează. În intervalul 10-11 noiembrie, racii se pot confrunta cu dileme și situații contradictorii ce vizează organizarea activității la care participă, situația aceasta motivându-i totuși pe latura capitalului de imagine, a implicării active, a viitoarelor posibile recompense diverse, bani sau funcții noi primite pe merit. În ceea ce privește relația de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 11 noiembrie, zile bune, 5, 8, 9 și 10. Deci ziua de 5 poate să fie și. Pe partea de sănătate, să fie atenți la zona digestivă și la etajul aparatului excretor și de asemenea la zona renală în 5 noiembrie și la zona imunitară și la cea lombară în 9 noiembrie. Leu. Fie o problemă de sănătate a unei rude, fie o chestiune pecuniară, iar putea preocupa pe nativi în ziua de 5 noiembrie, în weekend. La fel de bine, s-ar putea să fie necesar să cheltuie ceva bani pentru înlocuirea unui aparat electrocasnic, care s-ar putea defecta, deși nu o să le prea convine asta, dar nu prea au încotro. Dacă au nevoie de aparatul respectiv, trebuie să-l înlocuiască. Mai pot afla în această zi vești care să-i motiveze din punct de vedere al carierii profesionale. Leii au parte chiar de la început de săptămână, în 7 noiembrie, de un context astral destul de favorabil, mediul relațional partenerial fiind totuși grevat de ceva aspecte provocatoare, ca și până acum, dinspre mediul colegial, unde s-ar putea petrece și ceva schimbări de mod de relaționare între ei și cei din jurul lor. Cât despre modalitatea de interacțiune cu șefii sau cu foruri oficiale, dacă ei fac parte din grupuri sau structuri conectate la instituții oficiale, sau modalitatea de interacțiune cu alte categorii de persoane ce dețin funcții importante, în 7 noiembrie, leii trebuie să fie atenți la propria atitudine, precum și la maniera de comunicare, pentru a depăși eventualele sincope ce ar putea apare din schimbul de idei sau de opinii. Ei pot avea unele dificultăți în această zi în privința rezolvării actelor, dosarelor, a chestiunilor care se află în bazele de date de care se ocupă, a documentelor, și este recomandat să fie foarte atenți și focusați în același timp pe ceea ce fac, indiferent de domeniul activității și de poziția socială, pentru a nu întâmpina situații critice sau pentru a nu-și atrage rezultate nedorite din partea celor cu care lucrează. Deci, din perspectiva asta, nativii parcurg încă o săptămână tensionată. Ziua de 9 noiembrie îi provoacă să fie mai creativi, dar și mult mai direcționați în activitate, în ideea de a-și îndeplini sarcinile asumate. Atenție însă la modul în care își organizează meticulos agenda zilei, pentru că s-ar putea să aibă parte de chestiuni karmice scadente care se vor întâmpla obligatoriu în ziua de 9 și datorită acestor detalii există riscul unor rupturi care s-ar putea să nu le facă bine din perspectiva poziției sociale. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 11 noiembrie, zile bune, 6, 8, 9 și 10 noiembrie.
Atenție pe partea de sănătate, că s-ar putea să resimtă în ziua de 5 simptome la nivel digestiv și al aparatului excretor. De asemenea, atenție la zona cardiorespiratorie în ziua de 7 noiembrie, s-ar putea să resimtă pe acest etaj anumite tulburări. Și de asemenea, atenție la zona imunitară și la etajul endocrin, pentru că s-ar putea să apară dereglări de ordin hormonal în intervalul 9-10 noiembrie. Luăm acum o pauză de publicitate și vom reveni cu celelalte zodii. Am revenit în direct și continuăm cu predicțiile astrale pentru intervalul 5-12 noiembrie. Și la rând este zodia Fecioarei. Nativii ar trebui să recurgă la resursele proprii de creativitate în weekendul care urmează, îndeosebi în ziua de 5 noiembrie, pentru a-și pune la punct o mică strategie de atragere a banilor, fie pentru a plasa inteligent și strategic ceva capital într-o investiție în următoarele săptămâni, astfel încât să poată culege rezultate bune în acest sens. La fel ar trebui să-și revizuiască și anumite decizii în privința domeniului socioprofesional, mai ales că în ultimele 3-4 săptămâni nativii acestui semn nu prea au avut parte de situații corespunzătoare, așa cum și le-au planificat ei. Deci ceva se pare că n-a mers bine pe undeva. Deci, nativii au parte de o săptămână destul de productivă din punct de vedere al acelor rezultate ce trebuie obținute pe latura mediului relațional-partenerial, circumstanțele evite pe latura anturajului profesional fiind numai bune pentru acele activități ce implică baze de date, afaceri, contracte finalizate, relația cu șefii, relația cu foruri oficiale, ierarhice sau în privința obiectivelor cu scadențe karmice ce îi vor implica în mod direct pe nativi în ziua de 9 noiembrie. Dar până atunci, în 7 noiembrie, nativii se întâlnesc cu provocări, cu dificultăți de ordin scriptic în diferite acte sau pot să aibă, știu eu, facturi de tot felul, înștiințări oficiale care să le dea bătăi de cap, să le dea de furcă. Mai au provocări pe latura relațională și comunicativă. Multe dintre acestea având chiar legătură cu felul în care fecioarele interacționează atât cu colegii de muncă, cât și cu șefii, dar și cu segmente ale unor structuri ierarhice din care ei fac parte, din perspectiva activității, evident. Este posibil să survină în ziua de 7 noiembrie circumstanțe relativ anarhice în atitudinea fecioarelor care s-ar putea revolta pe moment pentru unele chestiuni care aparent i-ar defavoriza premeditat în raport cu ceilalți la locul de muncă. Asta s-ar putea să fie doar o impresie sau poate să fie chiar o chestiune concretă și rezolvarea unei astfel de situații depinde de modul în care fecioarele își raportează punctul de vedere la situația concretă în care se află în acel moment sau în ziua respectivă. Recomandarea este prudență și non-conformism pentru a putea depăși această zi stresantă pentru ei din multe puncte de vedere. În intervalul 9-10 noiembrie au parte de situații karmice care li se întâmplă obligatoriu, cum s-ar spune, și dacă stai acasă, tot se va întâmpla ceva în existența lor, ceva care să le dea de înțeles că trebuie să ia niște măsuri sau să ia atitudine și care pot să aibă legătură atât cu mediul partenerial, cât și cu cel amical, rudele sau relația cu șefii chiar, sau cu structuri ierarhice. Atenție la unele intrigi, atât în zilele de 7, cât și în cea de 9 noiembrie la locul de muncă, iar în 11 noiembrie, de asemenea, atenție la o decizie, o inițiativă, pentru că există riscul de litigiu profesional cu efecte restrictive asupra lor. Deci, mare atenție în ziua de 11.
Zile mai puțin bune în ceea ce privește relația de cuplu, 5, 7 și 10 noiembrie. Zile bune, 6, 8 și 11 noiembrie. Pot să resimtă diferite tulburări la nivelul etajelor respirator, cardiovascular și digestiv în ziua de 5 noiembrie. Trebuie să fie atenți de asemenea și la zona circulatorie în 7 noiembrie, precum și la zonele imunitare și cea endocrină în general în intervalul 10-11 noiembrie, pentru că pot să apară, de exemplu, din perspectiva glandelor endocrine, pot să apară tulburări hormonale. Balanța. Se pare că pentru acești nativi încep să se deschidă niște orizonturi, deși pentru un nou început, așa cum și-ar dori majoritatea nativilor, vor trebui să mai aștepte câteva zile, probabil până în weekendul următor, pentru a vedea cum își planifică anumite chestiuni pe termen mediu și lung. Însă până atunci, în weekend, în data de 5 noiembrie, balanțele s-ar putea confrunta cu situații tensionate, stresante și chiar provocatoare din perspectiva unei probleme de moștenire, posibil lăsată de cineva în urma sa, fie o rudă, fie cineva cu care balanțele s-au aflat sau se află încă într-o relație de reciprocitate. Aceste chestiuni dificile se datorează tocmai faptului că ceea ce pot primi nativi, așa cum am menționat, îi și responsabilizează într-o mare măsură, dar în același timp le-ar putea crea ceva probleme de natură morală. Cum s-ar spune, nu sunt eu atât de meritos să primesc chestia respectivă. Și alte chestiuni de acest fel, mai mult sau mai puțin majore. Vorbim aici despre faptul că s-ar putea ca multe balanțe să considere fie că nu merită să primească așa ceva, așa cum spuneam ceva mai înainte, fie că n-ar fi capabile să gestioneze o asemenea situație sau pur și simplu nu se simt unii nativi balanță pregătiți pentru a prelua așa ceva. În data de 7 noiembrie, nativii dispun de creativitate, de inspirație, ingeniozitate în rezolvarea unor probleme de ordin material. Relaționarea și comunicarea cu colegii, cu rudele, prietenii, șefii, foruri oficiale, fiind în același timp marcate de provocări sau tensiuni pe partea de schimb de idei și de opinii, pe partea de rezolvare de acte de tot felul, de la o simplă cerere până la dosare cu tot felul de chestii sau documente mai mult sau mai puțin oficiale. Unii se pot gândi chiar la o ruptură față de unele relații avute până acum. Pe de altă parte, balanțele în ziua de 7 noiembrie au oportunități ce provin dinspre mediul partenerial, primesc tot felul de informații și trebuie să fie atenți la cum își planifică strategia pecuniară personală pentru următoarele săptămâni și chiar luni de zile. În intervalul 9-10 noiembrie, atenție la ceea ce se întâmplă în anturajul profesional, pentru că ar putea apare restricții care să le îngrădească libertatea de acțiune, de inițiativă sau chiar îndeplinirea responsabilităților asumate, sau, în altă variantă, atenție că s-ar putea să fie lezați pe capitalul de imagine dacă reacționează într-un mod inadecvat față de conjunctura situației de moment. Iar în 11 noiembrie, balanțele au oportunitatea de a se implica decizional și ca inițiativă în chestiuni parteneriale aducătoare de foloase materiale și eventual financiare. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7, 8 și 10 noiembrie, zile bune, 6, 9 și 11. Și pentru ei se mențin atenționările în ceea ce privește zona digestivă, cea aparatul excretor și zona bazinului în ziua de 5 noiembrie, pentru că din perspectiva asta s-ar putea să resimtă niște tulburări. De asemenea, atenție la zona cardiovasculară și cea respiratorie în 7 noiembrie și la zona imunitară în ziua de 9 noiembrie. Scorpion. Mulți nativi ai acestei zodii au în această săptămână o gândire foarte bizară. Nu doar despre propria persoană, cât mai ales despre afirmarea lor socioprofesională, îndeosebi cei tineri până în vârsta de 35 de ani. Ziua de 5 noiembrie, în weekendul care urmează,
le aduce nativilor o posibilitate de a întrezări în plan profesional calea ce trebuie urmată pentru a-și atrage foloase materiale, dar mai ales financiare. Se pare că mulți scorpioni din segmentele de vârstă de până în 35 de ani au nevoie stringentă de capital. Mulți nativi tineri din această zodie țintesc acum către o poziție socială convenabilă din punct de vedere pecuniar, dar vor trebui să înțeleagă că fără o responsabilitate și mai ales o pregătire adecvată pe măsură, profesional vorbind evident, nu au șanse de a accede la ceea ce își doresc ei din punctul ăsta de vedere. Deci este necesară înțelegerea faptului că trebuie mai întâi să treacă prin furcile caudine ale unui proces pregătitor în acest sens. Pentru ei, săptămâna începe în data de 7 noiembrie cu oportunități de reorganizare a obiectivelor pe care și le-au propus să le îndeplinească, dat fiind faptul că în această zi nativii dispun de inspirație și pot să fie și motivați pentru a-și schimba maniera de gândire și felul de a fi totodată, deși aceste chestiuni trebuie conștientizate cât mai bine, pentru că nu sunt ușor de pus în practică. În același timp, în anturajul profesional s-ar putea lua decizii care să le schimbe lor statutul sau îi pot motiva către acțiune sau inițiativă. Pe de altă parte, personalitatea lor, îndeosebi în cazul celor tineri, și iarăși revin cu acest aspect, se pare că această săptămână este foarte importantă pentru scorpionii tineri, deci pe de altă parte, personalitatea lor s-ar putea schimba datorită unor factori ai mediului relațional care le impune mai mult sau mai puțin forțată de voie de nevoie, cum este vorba noastră românească, o anumită conduită, că este morală sau socio-profesională sau de altă natură, cert este că se vor confrunta și cu așa ceva. În intervalul 9-10 noiembrie, scorpionii ar putea avea parte de situații restrictive și scadente din punct de vedere karmic, cu efecte în plan pecuniar, organizatoric și al capitalului de imagine. În același timp, fiind favorizați pe partea de afirmare personală și comunicând eficient pentru a reuși să ducă la bun sfârșit această schimbare de poziție socială despre care am spus că și-o doresc foarte mult. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 8 noiembrie, zile bune 6, 9, 10 și 11. Atenție la zona respiratorie, digestivă și la etajul aparatului excretor în ziua de 5 noiembrie, pentru că s-ar putea să aibă ceva simptome sau tulburări. De asemenea, atenție la zona cardiovasculară în ziua de 7 noiembrie și la zonele imunitară, lombară și etajul endocrin per general în intervalul 9-10 noiembrie. Săgetător. Nativii trebuie să fie atenți în această perioadă la modul în care își manifestă personalitatea, în care comunică, la modul în care relaționează, pentru că le sunt chiar necesare unele schimbări în felul de a fi și în maniera în care știu să-și valorifice propriul potențial în raport cu domeniul socioprofesional. În weekend, în ziua de 5 noiembrie, ei analizează propria poziție socială, precum și posibilitățile pe care le pot avea dacă recurg la o schimbare de mentalitate în privința modului în care își desfășoară activitatea. Altfel spus, se gândesc cum să-și modifice strategia de lucru pentru a obține rezultate eficiente cu mai puțin efort și mai mult randament în același timp. Și aici este implicat și domeniul relațional, în care ei trebuie să vadă care sunt prioritățile și să înțeleagă natura unor schimbări care vin peste ei din acest punct de vedere. Pentru săgetători, în ziua de 7 noiembrie, la început de săptămână, apar oportunități relaționale în anturajul de la locul de muncă, dar și în anturajul amical, deci acasă, astfel încât nativii au pentru două zile posibilitatea de a-și revizui și reprograma unele obiective sau unele activități legate de implicarea lor în diferite proiecte, afaceri, asocieri, colaborări. Unele dintre acestea s-ar putea chiar să fie și extra-profesionale. Iar pe partea relaționării cu colegii,
și cu prietenii, dar și în relația cu șefii, și aici intră componenta socioprofesională clar, este posibil să se ivească situații tensionate, dificile, datorită unor opinii sau atitudini schimbătoare ale celor din jur la adresa lor sau față de ei sau în raport cu ei și cu activitatea pe care ei o prestează. Pe acest considerent este bine să fii atenți la ce, cum, în ce fel își expun punctele de vedere într-o chestiune sau alta. În intervalul 9-10 noiembrie, săgetătorii se confruntă din nou cu provocări pe latura comunicativă și de relaționare, care motivează să-și schimbe, cel mai probabil din mers, că n-au încotro, maniera de implicare profesională și de comunicare într-un sens constructiv și mult mai flexibil decât de obicei. Mai vorbim și de eventuale aspecte karmice, cu scadență obligatorie, prin care nativii pot să transforme unele situații aparent pierdute în cauze câștigate. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 6, 7 și 10 noiembrie, zile bune 5, 8, 9 și 11. Atenție pe partea de sănătate, s-ar putea să resimtă și ei ceva tulburări în zona digestivă, la nivelul etajului lombar, în ziua de 5, pot să apară simptome, cum s-ar spune, mai scârție zona respectivă. De asemenea, atenție la zona cardiovasculară, respiratorie și circulatorie în 7 noiembrie, pentru că și la aceste etaje se pot resimți anumite simptome neplăcute. Și de asemenea, atenție și la zona imunitară și la etajul endocrin în general în 9 și 10 noiembrie, pentru că din punct de vedere hormonal pot să apară tulburări. Capricorn. Weekendul este prilej de autoanaliză pentru nativi, având în vedere că Marte se pregătește să iasă din semnul lor foarte curând. Astfel, ziua de 5 noiembrie este o reală oportunitate pentru Capricorni de a-și face o introspecție concretă sau chiar foarte serioasă, ca un corolar al ultimelor luni în care au încercat să obțină niște lucruri și n-au reușit, referitor la posibilitățile pe care le-ar putea avea în perioada următoare de timp, cel puțin din perspectiva pecuniară și mai ales de afirmare în domeniul profesional. Pe lângă asta, contextul astral le oferă șansa unei evaluări a mediului profesional. Capricornii discută în weekend cu prietenii, cu rudele, despre ce ar putea să realizeze în perioada imediat următoare de timp, în ideea unui sprijin concret din punct de vedere al posibilității de a face acum o schimbare majoră în propria lor existență. O schimbare majoră pe care au așteptat-o de foarte multe luni. Pentru ei, săptămâna începe în ziua de 7 noiembrie cu aspecte relativ dificile, dar și provocatoare, dar care îi motivează în același timp să caute o soluție mai puțin conformistă la problemele lor. Discută cu colegii de la locul de muncă, ori cu prietenii după caz, se sfătuiesc ei așa în privința unor chestiuni, despre modalitatea de a putea face o schimbare în maniera de lucru sau de a-și schimba locul de muncă, dacă este cazul, sau de a alege o activitate în mod corect, fie ea și una de tip part-time, care să le ofere ceva avantaje pecuniare. Pentru cei care se află în posturi active și destul de importante, atenție, indiferent că este în domeniul privat sau instituțional, atenție că se pot afla chestiuni care au stat ascunse, ori nativii înșiși încearcă să mascheze o atitudine mai rebelă în raport cu exprimarea mai non-conformistă a propriului punct de vedere vis-a-vis de activitatea pe care o desfășoară. Și aici vorbim despre chestiuni care au stat ascunse și care ei le pot afla în ultimul timp despre niște lucruri la care chiar nu se așteptau. În ceea ce privește intervalul 9-10 noiembrie, acesta este unul în care nativii s-ar putea să beneficieze de oportunități relaționale care să-i propulseze către ceea ce doresc ei să obțină, dar atenție în același timp la eventualele restricții ce ar putea apare dinspre latura relațională cu efecte asupra unor reușite personale, cum ar fi, de exemplu, șanse de câștig pecuniar în cadrul unei inițiative în care ei sunt angrenați.
În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 10 noiembrie, zile bune, 6, 8, 9 și 11 noiembrie. Atenție pe partea de sănătate, la zona digestivă, la etajul aparatului excretor și la zona bazinului, în 5 noiembrie, s-ar putea să resimtă și ei niște simptome destul de neplăcute, un fel de disconfort. Atenție la zona cardiovasculară și respiratorie 7 și la zona imunitară și etajul endocrin, în general, etajul endocrin în ziua de 9 noiembrie. Vărsător. În săptămâna care urmează, în 9 noiembrie, Martele va intra în semn, oferindu-le și mai mult dinamism, mai multă inițiativă, mai mult randament și, nu în ultimul rând, prin trigonul realizat cu Jupiter din balanță, le va oferi și foarte bune oportunități pe mai multe planuri. Domeniile afacerilor, proiectelor, domeniul juridic al cercetării, nucleare, inventica, știința în general, dar și mass media, vor fi foarte avantajate de poziția astrului marțian în semnul nativilor. În ziua de 5 noiembrie, în weekend, vărsătorii s-ar putea să cheltuie ceva bani pentru reparația unei mașini, de exemplu, a unui obiect de uscaznic care trebuie reparat, să spunem, sau înlocuit chiar. S-ar putea, la fel de bine, în alte variante, să discute cu rude, cu prieteni despre chestiuni bănești dificil de gestionat, din perspectiva, de exemplu, unor investiții sau plasări de capital, și tocmai de aceea se sfătuiesc telefonic despre cum să facă să iasă cât mai bine toate aceste chestiuni. Oricum sunt motivați vărsătorii să câștige mult în perioada aceasta, dar atenție, nu cu orice preț, pentru că s-ar putea trezi cu efecte destul de neplăcute. Ziua de 7 noiembrie, respectiv la început de săptămână, aduce pentru vărsători, în prim plan, două direcții de manifestare. Prima implică ceva dificultăți în relația cu colegii, cu șefii, cu foruri oficiale, cu instituții fiscale, în discuții și rezolvarea de acte, de contracte sau de acorduri, de orice fel. Nu este recomandat să speculeze situațiile de moment sau dintr-o discuție cu caracter particular în care se discută detalii foarte importante, pentru că s-ar putea să nu obțină ceea ce își doresc. Mai bine este să aibă răbdare și să aștepte o altă zi pentru rezolvarea acestor chestiuni. A doua se referă la îngrenarea lor în diverse afaceri, proiecte, activități parteneriale, de pe urma cărora pot veni bani, pot veni chiar și relații noi, pot veni posibilități de dezvoltare a unor activități curente către un stadiu superior pe care și l-au planificat să-l îndeplinească. Intervalul 9-10 noiembrie vine cu chestiuni ce se pot rezolva pe partea scriptică, în acte, și sunt prevăzute și sume, dar atenție la unele persoane din sistemul relațional ce pot impune niște restricții sau condiționări. În 11 noiembrie este indicat să acționeze ferm și responsabil în același timp pentru a obține în anturaj rezultatele planificate, cu mențiunea să nu exagereze cu pretențiile, altfel au de pierdut pe partea bănească, dar și a poziției sociale. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune, 5, 7 și 10 noiembrie, zile bune, 6, 8, 9 și 11 noiembrie. Se mențin și pentru ei atenționările în privința sănătății, la nivelul zonei digestive, a bazinului și a aparatului excretor în 5 noiembrie, în ceea ce privește zona respiratorie, cardiovasculară și la nivel de tiroidă în 7 noiembrie și, de asemenea, atenție la zona imunitară în 9 și 10 noiembrie. Și, în sfârșit, pești. Nativii ar trebui să reflecteze la sistemul lor relațional în weekendul care urmează, mai ales în ziua de 5 noiembrie, deoarece este posibil să discute chestiuni contradictorii cu niște rude sau cu unii prieteni care se îndrepte către un posibil, dar nedorit, conflict de interese sau chiar o posibilă ruptură, în alte variante, sau de schimbare de atitudine față de unele persoane cunoscute. Vorbim aici despre aspecte ce implică latura pecuniară, pe care peștii trebuie să o analizeze serios pentru a-și putea planifica concret unele activități în care sunt implicați direct, fie că este vorba de activități în domeniul privat, fie în domeniul instituțional, nu contează poziția socială. Ei încep săptămâna în ziua de 7 noiembrie cu aspecte relaționale cam încurcate,
cu discuții dificile ce vizează rezolvarea de acte, dosare, contracte, de schimbări de sistem relațional sau de context social. De asemenea, vorbim și despre reevaluări de situații ale bazelor de date în privința cărora unii dintre nativi s-ar putea să fie responsabili. Relațiile cu colegii, cu șefii, cu structurile ierarhice sunt provocatoare și destul de greu de gestionat pe fondul unor solicitări ce ar putea veni dinspre domeniul socioprofesional și cu pregădere dinspre ierarhia de acolo. Este posibil ca prezentul context astral din 7 noiembrie să le aducă nativilor ceva restricții și limitări în exercitarea atribuțiilor sau lipsa temporară a unor posibilități de rezolvare a chestiunilor curente în activitatea pe care o desfășoară. Pe de altă parte, tot în ziua de 7 noiembrie, peștii să fie atenți la detaliile ce țin de desfășurarea activității în afaceri, în proiecte, în operațiuni juridice, în activități contabile sau de mass media pentru a evita acele circumstanțe ce le-ar aduce prejudicii. Intervalul 9-10 noiembrie este foarte bun din perspectiva unor obiective planificate, deoarece se pot derula situații karmice cu scadență obligatorie și care să-i propulseze pe nativi în mod clar către dezvoltarea unor noi relații și oportunități de pe urma cărora să se poată alege cu schimbări majore pe latura pecuniară și a poziției sociale. Iar în ziua de 11 noiembrie, eforturile lor conjugate la nivel decizional și organizatoric și mai ales în ceea ce privește randamentul le pot aduce recompense chiar neașteptate din punct de vedere financiar. În privința relației de cuplu, zile mai puțin bune sunt 5, 8 și 10 noiembrie și zile bune 6, 7, 9 și 11 noiembrie. Și pentru ei se menține atenționările în ceea ce privește echilibrul sănătății, în privința zonei digestive, în ziua de 5 pot apare tulburări, atenție și la zona respiratorie și cardiovasculară în 7 noiembrie pot să apară simptome care să le cauzeze un disconfort accentuat. De asemenea, atenție la zona lombară, pot să resimtă acolo ca anumite vertebre și ca fac de cap. De asemenea, atenție la etajul endocrin, pot să apară tulburări hormonale și la zona imunitară în ziua de 9 pot să fie predispuși la ceva gripe sau răceli de sezon și de asemenea atenție în ziua de 11 noiembrie la zona hepatobiliară și cea renală. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Astre și Destin. În încheiere recapitulăm ce am spus la început. Atenție la modul în care vă manifestați atitudinea, pentru că de acest aspect depinde ceea ce veți primi ca recompense, ca posibilități și ca mod de relaționare atât la nivel personal, cu prieteni, cu rude, cu alte cunoștințe, dar și la nivel profesional, în ierarhia în care sunteți încadrați, acolo unde vă desfășurați activitatea. Și nu uitați, exact cum spuneam, m-am documentat și în pauză despre asta, a apărut chiar o nouă boală profesională, împrăștioza, nu ești concentrat la ceea ce faci atâta timp cât ești la servici. Deci, atenție la ceea ce faceți și ceea ce comunicați, pentru ca să puteți traversa cu bine acest interval al perioadei 5-12 noiembrie. Și acestea fiind zise, eu vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la un nou set de predicții și, ca de obicei, vă spun în încheiere, cale ușoară și multă lumină!